vreau să urez bine ați venit în parohia noastră la Biserica Pateri, cum o cunosc făgărășeni. Eu sunt preotul paroh al acestei biserici și parohii, mă numesc Gal Iștvan Otilo. De naștere sunt, pot să spun, clujan, dar pentru mai multă exactitate născut în Cluj, crescut în Baciu, un oraș la periferia Clujului. Am fost hirotonisit preot în urmă cu 12 ani la Alba Iulia și de anul trecut din 1 august sunt părintele paruc al acestei comunități al Bisericii Romano-Catolice Sfânta Treime din Făgăraș. Ați văzut-o dinainte? Știați de această biserică? Da. Uh, îndrăznesc să spun că, și obișnuiesc să spun că, Dumnezeu are simțul umorului. Înainte de a veni în Făgăraș ca preot paruh, am fost de mai multe ori cu ocazia hramurilor uh, bisericii Fiind în același decanat în Mediaș, înainte de a sosi în Făgăraș, aproape anual am fost aici. Am fost și cu alte ocazii, fostul părinte paru, fiind coleg de clasă în seminarul mic la liceu, de fapt, și în seminarul mare la Facultatea de Teologie de la Alba Iulia. Am petrecut 11 ani împreună, deci suntem foarte buni prieteni și ne-am vizitat și ca prieteni, să spun așa, nu numai um, de protocol, dacă pot spune așa. Um, de, da. a, de ce ați ales uh, să faceți teologia? De ce ați ales această cale? Este o vocație. Este o vocație și de mic copil um, am avut această. Atracție, în primul rând, către biserică. De mic copil m-am învârtit în jurul atarului. La noi, în Biserica Romano-Catolică, de rit latin, joacă un rol important și copiii care sunt așa numiți ministranți. De fapt, ei sunt în ajutorul preotului în Sfânta Liturghie ministranții citesc, pregătesc darurile pe altar și pe lângă aceasta a jucat un rol foarte important și educația religioasă din familie. Dacă mulți au moștenit, să zic așa, religiozitatea și credința de la mămici și de la bunici, în special de la bunică, eu am moștenit acest, aceasta de la tatăl meu. De mic copil, și chiar astăzi este zi de mați, ziua Sfântului Anton, în Biserica Romano-Catolică, copiii fiind îl observam pe tată că se, se retrăgea și se ruga separat. Să nu deranjem noi copiii. Ne spunea, eu acum mă rog, și adesea mă băgam așa pe lângă el, mă frecam de el și spuneam: tată citește cu voce, cu voce tare sau ce eu ce spui. Uh, și în toate acestea la un loc, uh, văzând și exemplul fostului meu, preot preotparul din copilărie, uh, din atracție s-a transformat în vocație. Și așa am pășit pe această cale. Care au fost etapele? până să ajungeți la zic, această funcție nu știu dacă sună corect da, da, sună, sună corect și într-adevăr este este o funcție, este un, un un grad mai mult o funcție pe care funcție pe care am atins-o deci în primul și primul rând a trebuit să termin, să parcurg să termin studiile de specialitate, dacă pot spune așa. Așa am... Aceste studii le-am terminat și le-am le făcut și le-am terminat în Alba Iulia, la seminarul teologic romano-catolic. După hirotonisire în Biserica Romano-Catolică sunt câțiva ani de capelanat. Aceasta însemnând de a fi numit lângă un preot paroh, practic ca un ajutor pentru preotul respectiv, dar în același timp este și în folosul nostru tinerilor preoți de a vedea puțin și partea practică a religiei și a credinței. Deoarece în timpul facultății învățăm doar teoria. Și teoria. Și practica nu întotdeauna sunt identice. Când, și aș... Câți ani ați făcut facultate? Cât a durat studiile la, au durat studiile la seminar? Studiile la seminar au durat în total șapte ani, asta însemnând șase ani de studii, plus un an de practică introdus deja în anii de studii. După anul patru de studii, se întrerup studiile și pentru un an am. Fost uh, numiți fie în parohii, fie în uh, aziluri de bătrâni sau cămine de copii pentru a, în primul rând, pentru a ne clarifica vocația, văzând uh, ce ne așteaptă în, în uh, viața noastră de preot. Și, deci, în primul rând, pentru a ne încerca vocația și uh, partea practică de a, de a descoperi ce ne așteaptă. O putem numi uh, un soi de voluntariat uh, această misiune pe care ne-o descrieți acum? Uh, nu neapărat voluntariat, este un fel de voluntariat, dar este inclus în, în uh, uh, anii de, de studii. Vreau să vă întreb, din studiile pe care le-ați făcut, cu ceea ce faceți acum ca și slujbă în limba română și în limba maghiară, ce diferență e între ritul slujbei în romano-catolice, în limba română, față de cel din limba maghiară? Din punct de vedere lingvist, lingvistic sau în afara limbei în care celebrăm Sfânta Liturghie, nu este nicio diferență. Deci, ritul este, este același. Bănuiesc că mă întrebați acest lucru, și datorită faptului că se face o diferențiere a credincioșilor în mintea noastră de cele mai multe ori și pe, pe, pe plan lingvistic. Dacă cineva e român, e ortodox. Dacă cineva e maghiar, e fie catolic, fie reformat. Aveți dreptate, puțină lume știe, sau nu pot să zică puțină lume, dar majoritatea se întreabă cum de se poate într-o biserică, de exemplu, cum e aceasta, catolică, romano-catolică, să se țină slujbe în limba română. Vreau să le explicați dumneavoastră, pentru că noi am avut de-a face cu oameni care vin și am stat de vorbă cu dânsii. Mulți provin și din Moldova, unde acest rit... Este foarte răspândit cel romano-catolic. Da, într-adevăr, foarte mulți dintre credincioșii noștri romano-catolici provin din Moldova, în special din jurul Iașului, Romanului și Bacăului, unde foarte mulți credincioși, vorbitori de limba română, sunt credincioși romano-catolici. Tocmai de aceea este foarte ușor să celebrăm liturgia bilingvă, deoarece ritul este identic și doar rugăciunile sau lecturile din cadrul liturgiei le rostim în, în altă limbă. Mersul Sfintei Liturghii este identic și diferența uh, lingvistică nu influențează deloc uh, mersul Sfintei Liturghii. Astăzi este marți. Și nu vreau să ocolim subiectul Ziua Sfântului Anton. Vreau să-mi spuneți de ce această zi este foarte importantă pentru cei care au nevoie de ajutorul Sfântului Anton. Vultul uh, Sfântului Anton, în primul rând, uh, a fost răspândit de către călugării franciscani. Biserica și mănăstirea din Făgăraș, până în anii 1950, când au fost interzise toate cultele, religioase, uh, mă scuzați, nu, numai, nu cultele, ci uh, funcționarea ordinelor călugărești a fost interzisă în România, deci până în anii 1950 și biserica din Făgăraș a fost o biserică franciscană cu mănăstirea franciscană de lângă ea. Sfântul Anton de Padova este. a fost, mai bine zis, a fost un sfânt franciscan care a trăit în urmă cu aproape 800 de ani. Vreau să-mi dezvoltați atunci cât e de greșit dacă spunem că chiar mai este. Este în sensul de a. ajuta oamenii. Da, într-adevăr, Sfântul Anton este. Sfântul Anton de Padova este cunoscut ca uh, sfântul minunilor. Încă din viața sa, uh, legat de rugăciunile sale, au avut loc mai multe minuni, miracole. Uh, fie bolnavi uh, sau vindecant, orbi și au redobândit vederea, uh, fie la rugăciunea sa mulți Păgubiți și-au regăsit obiectele fie pierdute, fie uh, furate. Și tocmai datorită acestui fapt, credința și speranța în ajutorul Sfântului Antoniu atrage și în ziua de astăzi uh, pe foarte mulți să îl viziteze și să îi ceară mijlocirea. Uh, în Biserica Romano-Catolică este făcută o diferență foarte mare între a cinsti pe cineva și a ne ruga cuiva. Rugăciunea întotdeauna eu adresăm lui Dumnezeu. Sfinții sunt mijlocitorii noștri în fața lui Dumnezeu. Ați anticipat o întrebare a mea. Uh... Știe lumea să se roage, pentru că bănuiesc că și dumneavoastră sunteți și un părinte duhovnic, Da, până la urmă vin oamenii să discute cu dumneavoastră, să vă spună ce probleme au, să-i învățați cum să se roage. Da, într-adevăr, um, e nevoie de o îndrumare pentru oameni um, legată, îndrumare legată de rugăciune. Uh, încerc ori de câte ori am ocazia să corectez această concepție greșită a oamenilor că mă rog la Sfântul Anton. Îi cerem mijlocirea, îi cerem ajutorul, rugăciunea însă eu o adresăm direct lui Dumnezeu, cerând și ajutorul uh, Sfântului Anton. Este exact ca în viața de zi cu zi, când avem nevoie de de, de un ajutor sau vrem să facem ceva, să mergem, de exemplu, într-o instituție, poate ne fiind din localitate sau fiind emotivi, apelăm la ajutorul cuiva. Și în acest fel, cu asemânare, în, cerem și mijlocirea Sfinților în rugăciunea noastră adresată lui Dumnezeu. Vreau să-mi vorbiți acum despre cele mai importante sărbători care sunt cinstite în Biserica Romano-Catolică. Și tot așa, pentru publicul nostru, e important să le explicăm și care sunt asemănările cu sărbătorile ortodoxilor, da? că până la urmă tot creștini sunt și care sunt deosebirile. Da, ați punctat foarte bine. Este vorba în ambele cazuri, fie vorba de Biserica Romano-Catolică, fie vorba de Biserica Ortodoxă, amândouă sunt biserici creștine. Uh, și ele se numesc biserici surori. Din punctul de vedere a sărbătorilor, uh, sărbătorile ambelor biserici sunt identice. Cu toate că data sărbătorii, de exemplu, Paștelui, și din aceasta pornind sărbătoarea rusarilor sau sărbătoarea înălțării la cer, diferă. Aici intervine tradiția celor două biserici, tradiția de a calcula sau în a calcula data sărbătorilor. Biserica Romano-Catolică, odată cu reforma calendarului, a trecut la noul calendar gregorian. Biserica ortodoxă și-a păstrat tradiția și merge după calendarul justinian. De aici vine diferența văzută, diferența dintre cele două biserici. Papa a promis alinierea sărbătorilor și mă refer aici în special la cea a Paștelui. A fost o propunere, a spus că își dorește, știți ca și mine, că își dorește ca toți creștinii de pe această planetă să sărbătorească Paștele deodată. Da, este o dorință a Sfântului Părinte Papa Francis, exprimată, deci nu doar o, o dorință așa în, în mintea sau în inima sa, este o dorință exprimată și verbal uh, pentru aceasta însă este nevoie de o colaborare mai strânsă între bisericile creștine. Fie că este vorba de biserica ortodoxă, fie că este vorba de biserica romano-catolică, e nevoie de o înțelegere și o colaborare mult mai strânsă între cele două biserici. Nu că e această înțelegere și această colaborare nu ar fi ca peste tot, uh, diferențele sunt întreținute, dacă îmi, îmi permite să spun așa, și îndrăznesc să spun aceasta, este o diferență uh, în, întreținută întreținută de cei de sus. În concepția omului de rând, în concepția credinciosului de zi cu zi, uh, ace, aceste diferențe practic nu există. Așadar, credem în același Dumnezeu? Da, credem în același Dumnezeu și modul de a ne, de a ne exprima credința este identică. În Dumnezeu, deci, modul de a ne exprima credința în Dumnezeu este identică. Referitor și revenind la o întrebare anterioară, sărbătorile sunt aceleași: Crăciunul și Paștele cu posturile premergătoare, timpul Adventului și postul mare. Um, Rusaliile înălțarea la cer, sărbătoarea Sfintei Cruci, um, sărbătoarea Sfinților este identică, începând de la uh, sărbătorile Sfintei Fecioare Maria, uh, sărbătoarea lui Ioan Botezătorul, sărbătoarea Apostolilor, sunt, sunt toate identice în ambele biserici. Câteodată data nu este identică, însă sărbătorile sunt aceleași și au uh, aceeași încărcătură spirituală. Fiecare sărbătoare, fie vorba despre Biserica Ortodoxă sau cea Catolică, poartă aceeași încărcătură, același mesaj, uh, același înțeles. Vorbiți-mi despre post. Se ține post exact cum se ține la ortodox, adică nu se mănâncă uh, produse de origine animală? Ca să, că după aceea vreau să vă întreb și cum uh, se face Sfânta Împărtășanie la ritul romano-catolic. Cu referire la post, postul în Biserica Romano-Catolică nu este chiar atât de sever ca în Biserica Ortodoxă. Știm bine uh, ce e de rit ortodox, de rit bizantin, postez de trei ori pe săptămână, mier luni, miercuri și vineri și postul este foarte sever în sensul că nu se consumă mâncăruri de origine animală. Deci fără carne, fără ouă, fără lactate. Uh, această Biserica romano-catolică nu este atât de severă. Uh, Postul propriu-zis în Biserica Romano-Catolică se rezumă doar la a nu mânca carne. Se poate mânca lactate, se pot mânca uh, ouă. Postul propriu-zis se referă numai la interdicția de a mânca uh, carne. Dar uh, postul în sine nu înseamnă numai. Abținerea de la uh, mâncărurile cărnoase. Postul în sine, de fapt, înseamnă și o gândire și o spiritualitate uh, specială. Postul minții, postul ochilor, postul gurii, adică să nu gândim rău despre alții, să nu spunem rău despre alții, uh, să nu privim să nu poftim cu privirea, deoarece um, totul începe în, din mintea omului, din cugetul omului, și binele și răul. Uh, binele fără da și poate să îl facem, toate gândurile bune să ni le urmăm. Uh, gândurile rele, i, ele trebuiesc oprite deja, înnăbușite, dacă pot să spun așa, în cugetul nostru. Vreau să spuneți tot ca obiceiuri, pentru că lumea e curioasă, de-a lungul timpului multă lume și-a adresat astfel de întrebări. Atunci când omul moare, de ce la ritul catolic persoana decedată este ținută, acoperită? Bănuiesc că ține tot de, de tradiție. Nu este... Ținut sicriul acoperit nici la noi întotdeauna. Depinde de loc, depinde de zona în care este celebrată în mormântarea. Nu este acoperit sicriul până în, morm până în momentul înmormântării propriu-zise. Adică până când se termină priveghiul lângă cel trecut la cele veșnice, și până se termină și Liturghie de mormântare. De exemplu, aici, în făgăraș și în parohile unde am fost și înainte de a ajunge în făgăraș, întotdeauna sicriul era acoperit uh, în momentul în care era scos din capelă și mortul condus pe ultimul său drum pământesc. Deci, aceasta depinde foarte mult de zona în care ne aflăm și de influențele celorlalte culte și nații cu care conviețuim. Mai e un aspect și vreau să discutăm și despre acesta, cum dacă v-am întrebat tot ceea ce înseamnă acest rit și cult, față de creștinii ortodoxi, nu se fac omenile acelea, nu se fac împărțelile la poarta cimitirului o mână de, nu știu cât timp, trei zile, o săptămână, nu știu câte luni, parastase și așa mai departe. Cum priviți acest aspect? Uh, cel puțin ce se vede acum, în diferența din, uh, din întrebarea dumneavoastră, este ceva nou în Biserica Romano-Catolică. Este nou și aceasta diferă din nou de la o zonă la alta a țării. Pomana pentru morți se practică și în Biserica Romano-Catolică. Chiar dacă nu atât de des ca în practica Bisericii Ortodoxe, dar se practică. În special la șase luni după. Întrecerea cuiva la neființă, ba mai mult, înainte, există și la noi um, liturgia de șase săptămâni. Din nou, uh, în câteva zone ale țării se practică pomana, și cu această ocazie, în alte zone nu. S-a simplificat. Uh, S-a simplificat puțin pomana s-a simplificat parastasul, dar există, repet, parastasul de șase săptămâni, de șase luni și de un an. Și pe urmă, în fiecare an, când se aniversează trecerea cuiva la cele veșnice, este, se ține câte un parastas. Asta diferă și de la familie la familie și de la zonă la zonă. Foarte mulți sau în foarte multe cazuri se adună familia, întotdeauna este celebrat o Sfântă Liturghie pentru sufletul răposatului sau dacă sunt mai mulți răposați în familie, sunt pomeniți în aceeași liturghie toți răposații familiei. Repet, dacă se obișnuiește, se face și o masă sau se dă pomană celor săranci, dar în biserica romano-catolică sau Simplifica puțin lucrurile. S-au simplificat în sensul că uh, nu se mai fac pomeni, priveghiul nu se mai ține uh, atât de, de pompos, atât de bogat. Uh, pe de o parte joacă un rol foarte important și faptul că în foarte multe dintre comunitățile noastre s-au construit și capele mortoare. Priveghiul nu se mai ține acasă. Uh, lege. E lege. Dar tradiția persistă. La țară, la țară uh, nu e chiar atât de ușor de, de introdusă această lege. La țară uh, nici cortegiul funerar uh, nu deranjează atât de mult, de exemplu, circulația. Din, din motive practice s-a simplificat uh, și, și priveghiul și, și înmormântarea. Deci, nemai mergând acasă în casa mortului uh, cu ghilimelele de rigoare, nu se mai face atât de raj. Um, oamenii de la țară vor să plece, de, să zic așa, din casa lor, pe ultimul drum, din camera cea din față, cum e vorba. Da, uh, da. însă, foarte mulți dintre oamenii de la țară înțeleg și ei um, că această simplitate, până la urmă este și în ajutorul lor. De ce? Deoarece dacă se ține priveghiul acasă, și vecinul din stânga, și vecinul din dreapta este inclus în, în partea organizatorică. Nu toți cei care merg la priveghi pot, sau au loc, nu, nu în cap, practic în, în casa decedatului. Și atunci se e, cere ajutorul unui vecin sau vecinilor alăturanți și o casă, două, trei e, sunt deranjate, nu date peste cap, ci deranjate. E, pe de altă parte, și impropriu a se face priveghiul la casă deoarece este și neigienic, insalubru, până la urma urme, ceea ce oamenii încep încet să uh, înțeleagă. Bine, la sat mai există această tradiție de, de a priveghea, uh, de a se ține, cum să zicem, biserica ortodoxă sărăcustă acasă la, uh, în casa decedatului, dar încet, încet, uh, dacă există capelă mortoară, aceasta se mută în cimitir și în, în sate. Unde nu este această posibilitate, nu există capelă, mortuar, se face priveghiu și înmormântarea se celebrează în mod tradițional, acasă, din curtea căsii, cu cortegiul funerar trecând prin tot satul sau localitatea respectivă. Părinte paroh, asta e, și moartea face parte din viață. Iată că am discutat și despre acest aspect. Dacă ne întoarcem la biserica de la Pater, așa cum o știu făgărășenii, vreau să-mi spuneți câți enoriași sunt aici și cam care este programul slujbelor. Numărul enoriașilor care aparține de parohia romano-catolică este aproximativ de 540 de suflete. Aici, în Făgăraș, avem, propriu zis, în jur de 500 de enoriași romano-catolici, grup care se împarte în două și din punct de vedere etnic. Jumătate sunt maghiari, jumătate sunt români. Restul enoriașilor se împart în așa numitele filiale, Fostele parohii sau um, sate, localități din jurul făgărașului, care vin, la aici, la care vin aici la noi la slujbă, dacă le permite sănătatea. Dacă nu, uh, mergem noi și um, celebrăm Sfânta Liturghie, cum ar fi, de exemplu, în fiecare prima duminică a lunii, uh, suntem în orașul Victoria, în a doua duminică a lunii. Mergem mai nou în 5. Aici fac o mică paranteză, dacă îmi permiteți. Din nefericire, numărul vocațiilor preoțești este în scădere. Anul acesta, parohia romano-catolică din Agnita s-a închis, și parohia cu filialele care i-au parținut au fost împărțite între Copșa Mică, Făgăraș și Mediaș. De ce scade interesul? E grea facultatea sau e grea vocația? Uh, facultatea în sine este grea. Uh, vocația este cea care pune probleme. Mm, dar nu aș pune mm, Scăderea numărului de vocații numai, numai pe greutatea vocației, deoarece vocația a fost la fel de grea și în urmă cu. Nu vreau să mă duc foarte mult înapoi în timp, și în urmă cu 12 ani, când eram încă în seminar, în Institutul Teologic, 120 de studenți. Astăzi nu sunt nici 60. Deci, în 12 ani, a scăzut numărul studenților la mai mult de jumătate. Nu. Deci. Uh, nu greutatea vocației, sau nu cred că numai greutatea vocației ar putea fi sau ar... Și A vieții. Da. Uh, și a vieții. Da. Greutățile trebuie. bănuiesc că au fost aceleași, sunt aceleași în prezent care au fost în urmă cu 10 sau cu 50 de ani. Însă, Sfântul Părinte, uh, Papa Benedicta XVI, Papa Emerid, uh, prin anii 2008, când a izbucnit toată această criză mondială, pe care îndrăznesc să spun că este o criză creată artificial, este o manipulare a omenirii. Sfântul Părinte, uh, Papa Benedicta XVI, ne-a spus următoarele. Este o criză mondială, însă nu este o criză politică, nu este o criză financiară, e... O criză socială și o criză a valorilor. Toate valorile care au fost sau în care am crescut până acum au fost date peste cap. Și tocmai această. îmi scapă din nou mulțumesc. cuvântul. Această mulțumesc, această bulvesare a valorilor îi derutează pe mulți. Și bănuiesc că. Și aceasta contribuie foarte mult la scăderea numărului de, de vocații. Statutul unui părinte romano-catolic ca și familie nu are voie să căsătorească, nu? Și probabil e un aspect și acesta. Da, într-adevăr, preoții romano-catolici nu se căsătoresc, nu ne căsătorim. E posibil să joace un rol foarte important și acest aspect. Însă în urmă cu câțiva ani tocmai într-o discuție cu reprezentanții altor culte și aici mă refer anume la bisericile protestante are Căror preoți se căsătoresc și ei se plângeau tocmai de același lucru, că numărul vocațiilor este în scădere. Deci, nu numai uh, celibatul, adică viața fără familie, fără soție, uh, joacă acest rol sau are acest uh, rol de a îngreuna vocația preotului romano-catolic. Renunțăm într-adevăr la. Familia propriu-zisă. Nu ne căsătorim, nu avem uh, copiii noștri, uh, însă, pe de altă parte, este o răsplată enormă. Uh, apropierea de enoriași Și, Și de Dumnezeu. Da, uh, nu vreau să fiu greșit, înțeles. Uh, aceasta este o întrebare care ni se adresează și mi se adresează foarte frecvent. De ce preoții catolici nu se căsătoresc? Nu ne căsătorim în acest fel, urmând, încercând să urmăm exemplul Domnului nostru Isus Hristos, exemplul Mântuitorului, nici el nefiind căsătorit. Pe de altă parte, însă, să spun, și fără cea mai mică voie de a jigni pe cineva sau preo pe preoții care au familie, în momentul în care cineva are o familie, familia vine întotdeauna pe primul loc. Noi încercăm și în acest fel să ținem vocația, slujirea lui Dumnezeu și a celor din comunitățile noastre pe primul loc. În uh, ceea ce vorbeam cu dumneavoastră mai devreme, ca o diferență cu Biserica Ortodoxă, faptul că dacă un absolvent de teologie, uh, secția Ortodoxă uh, nu se căsătorește, nu primește parohie. Da? Bun. Și acum, pe final de interviu, uh, părinte Parou, vreau să vă întreb: cât de importantă este educația creștină, religia, pentru tânăra generație? Și vorbesc aici de la grădiniță și până. Târziu, când tinerii își întemeiază o familie, când cunosc deja valorile care sunt în societate. Nu vreau să parcă dau apă la moara noastră. Educația religioasă este foarte importantă. Mulți o concep ca o educație civică. Putem să o numim și așa. Însă, din familie, prin grădiniță, prin școală, ar fi foarte important să transmitem și valorile creștine. Din nefericire, și am pomenit mai înainte de faptul că este vorba de o manipulare legată de criza mondială care, mulți zic a trecut, mulți spun că mai persistă, Uh, interesant e ce accent mare se pune pe marginalizarea creștinismului. Toată Europa uh, se numește creștină și spune că are la bază tradiții și învățătură creștină. Vreau să vă spun doar un lucru banal, uh, dar totodată sigur, și la, la cer. Uh, în urmă cu câțiva ani, la sfârșitul unui an, nu mi-am exact, nu -mi amintesc exact despre care an este vorba. Când s-a făcut calendarul pentru anul următor, calendar european. În calendarul european au fost trecute toate sărbătorile evreiești, toate sărbătorile musulmane, însă au fost omise toate sărbătorile creștinești. E un sau e un semnal de alarmă? E un semnal de alarmă și poate reprezenta un, un pericol. Deoarece, uh, generațiile actuale care cresc fără, sau dacă au parte de o educație fără Dumnezeu, de o educație fără credință, de o educație nereligioasă, dacă pot să spun așa, uh, îi paște un pericol uh, destul de mare. Deoarece, Um, sunt în pericolul de a pierde foarte multe valori uh, morale, valori omenești, de fapt, pe care se bazează toate, toate legăturile noastre interpersonale, începând de la legătura cu părinții, până la legătura cu, cu prietenii, până la relația noastră cu, cu subalternii sau cu superiorii noștri sau cu colegii de muncă. Vreau, și cu asta chiar încheiam, să-mi descrieți propoziția să avem frică de Dumnezeu pe final de emisiune. Să avem frică de Dumnezeu sună înspăimântătoare. Sau cei cu frică de Dumnezeu, cei fără frică de Dumnezeu, e o expresie. Da, frica de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu, de fapt, se bazează. Pe dragostea față de Dumnezeu. Și dacă îmi permiteți, fac din nou uh, o paralelă cu viața de zi cu zi. Uh, nu îmi jignesc părinții, tatăl sau mama, nu de frica să nu fiu pedepsit, ci pentru că nu vreau să îi supăr, nu vreau să le cauzez o suferință sau o durere. Este la fel și în legătura noastră cu Dumnezeu. Nu vreau să îl supăr pe Dumnezeu, nu vreau să îl jignesc pe Dumnezeu. Nu pentru că mi-e frică că mă va pedepsi. De fapt, mă pedepsesc eu pe mine însumi. Deoarece toate faptele mele, toate faptele noastre au urmări. Și faptele bune, și faptele rele. M-ați um, întrebat mai înainte și de um, importanța valorilor creștine. Um, pierzând aceste valori religioase, um, pierdem și foarte multe valori din viața de zi cu zi. Și mai bine zis, îndrăznesc să spun că ne pierdem între valorile de zi cu zi. Um, ne, ne pierdem, de fapt, simțul realității. Am auzit la știri în urmă cu aproximativ un an cum o fetiță, o domnișoară de 17 ani într-o sare de vineri cerându-se de la mama sa, cerându-și voie să plece la club, să se disteze cu prietenii, mama i-a interzis și a zis, astăzi rămâi acasă. Și această domnișoară sau fată a sărit de la etajul 3 spunându-i, mamă, dacă nu mă lași, te sperii. Uh, și am pierdut și foarte mulți dintre copiii zilelor noastre, noastre își pierd simțul realității. Uh, toată tehnica de care avem parte, toată tehnologia, lumea virtuală își pune accentul, uh, amprenta, își pune amprenta pe viața noastră. Uh, în jocurile video avem 2, 3, 7, 8, 10 vieți. În viața de zi cu zi avem doar una singură. Mă întorc la întrebarea pe care mi-a spus-o frica de Dumnezeu. Nu îl supăr pe Dumnezeu. Nu de teamă că el mă va pedepsi, ci eu însuși, însumi mă pedepsesc pe mine însumi. Prin faptele mele pe care le fac. Uh, nu Dumnezeu mă pedepsește, eu sunt cel care mă pedepsește și iubind, iubindu-L pe Dumnezeu, având, să zic așa, teamă de Dumnezeu, nu frică, uh, am grijă de mine însumi. Mulțumesc mult de tot pentru acest interviu, mulțumim că ne-ați primit. Și eu vă mulțumesc pentru această posibilitate și vizită.